Zia tuturor, sunt Arotela cu etalare pentru cei născuți în semnul berbecului, sau mai exact cu soare, lună, Venus, ascendent în berbec pentru iunie 2019. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru like-uri, pentru vizite, pentru susținere, pentru comentariile frumoase, pentru faptul că v-ați abonat la acest canal. Sper să vin cu înregistrări interesante în continuare, nu doar despre tarot. De asta dată ați fost mai la sfârșitul listei, dar nicio problemă. Cei din urmă vor fi primi într-o privință. Rămâne să descoperiți voi direcția în care veți fi primi, că doar sunteți berbeci, trebuie să fiți voi primi ceva. Am făcut etalarele în ordinea vizionărilor. În timp ce am amestecat cărțile, am văzut ce am văzut. Regina de spade. Probabil că încercați, aveți a face ori cu un avocat, ori cu o avocată, sau aveți, trebuie să exprimați adevărul într-o situație, cât ar fi de neplăcut, sau aveți de a face cu cineva în semn de aer, sau dacă nu-i semn de aer, aveți o discuție destul de dură, sobră cu cineva. Încep să vă arăt ce cărți au sărit în timp ce am amestecat aceste de cărți. Ați vrut să iasă 10 de monede. Ce înseamnă? Dar haideți să vedem ce e aici. 10 de monede, familie, o relație stabilă, aparent fericită, nu știm, nu avem deocamdată decât o singură carte. În primul rând e stabilă. Semn de pământ, mai mult sau mai puțin, e o relație. O relație care creează generații, care creează moșteniri. Ori voi aveți parte de o moștenire, ori sunt niște situații în familie. Fiind 10, poate să fie și sfârșit de ciclu, început de nou drum. Este posibil să încheiați și o să vă zic de ce este posibil. Pentru că a mai apărut un 10 și a mai apărut alături de ceva. Urmăriți în continuare. De-aia spun că e posibil unii dintre voi să încheiați o relație de lungă durată cu cineva sau niște chestiuni legate de familia voastră. Asta pentru că aveți minciunele, 7 de spade înseamnă strategii mentale sau minciunele, undeva la locul de muncă, într-o chestiune toxică, nesănătoasă, da? De care încercați să vă detașați voi emoțional, pentru că aveți niște conflicte interioare. Vreți să mergeți către regina de monede, către stabilitate financiară, dar și emoțională. Vreți să vă vindecați. Poate vreți să mergeți către o persoană care are aceste calități și să vă îndepărtați de o relație toxică, da? Deși această persoană cu aceste calități foarte, foarte faine, dar regina de monede cu regina de cupe, care vă și pe de o parte, cu o fi regine, cu o fi rege, tot aia, vă aduce multă bucurie și vă temperează, vă echilibrează emoțional. Dar simțiți acest cavaler de cupe, simțiți dragoste, ați vrea să o luați de la zero, ați vrea, dar e un conflict interior în voi, unii din voi. Repet, nu trebuie să fie regină de monede sau de cupe, poate să fie orice alt semn care are aceste caracteristici. Da, aveți un conflict, poate aveți de luptat cu niște bârfe, cu niște situații în familie. Poate familia nu este de acord. Da, ei, și atunci, da, trebuie să vă detașați 8 de cupe, să vă detașați către ceea ce și să mergeți mai departe, să vă detașați de cei toxic, de niște concepte familiale, sociale, whatever, așa și să mergeți către 10-le de cupe, către ceea ce vă face și în primul rând ce vă vindecă. Dar temperanța este singura care vindecă diavolul. Ce înseamnă temperanță? Înseamnă spiritualitate, înseamnă creștere și echilibru emoțional. Este posibil, poate unii, nu spuneți ceva ce se întâmplă la locul de muncă. Țineți, nu neapărat secret. Poate voi vă mințiți că este bine într-o relație în care ați investit foarte mult, ați muncit foarte mult pentru acest diavolaș. Nu e musai să fie Capricorn, e o persoană toxică. Poate să fie la locul de muncă sau pur și simplu e o relație în care ați investit foarte mult și v-ați autosabotat. V-ați autosabotat. Repet, poate să fie o relație de lungă durată cu acest Capricorn semn de pământ și trebuie să încheiați. Poate e o chestie în familia voastră care vă, nu știu de ce, vă îndeamnă să mergeți în zona asta, dar vă doriți să vă detașați emoțional, vă doriți vindecare, iar încercați, acum a sărit invers,
încercați să nu mai aveți acest conflict interior cu voi, poate ați luat o decizie, rămâne de văzut. Eu mă amestec încă un pic cărțile și vă arăt și ce mai sărit din setul acesta de cărți. Așa, să nu uităm că din partea îngerilor aveți un mesaj. Aveți încredere. Aveți încredere în situație. Dacă vreți să vă eliberați de o situație toxică, aveți încredere că Dumnezeu, că îngerii sunt alături de voi. Ce au mai vrut să spună cărțile din setul celălalt de cărți? A apărut supresiune, trăsnetul și integrare. Cred că pentru unii dintre voi care, într-adevăr, ați fost într-o relație de familie, într-o căsnicie, care v-a pus multe responsabilități pe umăr, v-a creat așa, v-a ținut sub presiune, ca o oală sub presiune ați fost în această relație, în această situație. Repet, poate să fie familia, părinții, eu știu, mediul în care ați fost crescut sau o relație cu cineva. Și v-ați simțit aproape ca un sclav, ați avut dureri de cap, ați simțit nevoia să explodați, vedeți? Zidul acesta par să crape, s-a strâns multă energie în voi, mult foc. Și în primul rând, pasiune pentru ceva nou. Și da, vine trăsnetul, pentru că voi poate n-ați avut puterea să spargeți aceste ziduri suficient de... N-ați avut puterea suficient de mare, zidurile poate au fost prea groase, responsabilități prea multe, stres prea mult, da? Și vine trăsnetul și dărâmă tot, tot, tot. Și ce face? Va aduce integrare în absolut. Aceasta e similar cu justiția. Avem echilibru, yin și yang, avem soare, avem lună, avem voință, avem și delicatețe. Avem spiritualitate. Încheiați un ciclu. Se întâmplă foarte multe odată cu acest trăsnet. Foarte multe și este mare lucru că a venit. Pentru că sunteți sfătuiți să lăsați în urmă trecutul. Este 8 de cupe, da? 8 înseamnă transformare. Să lăsați în urmă ce este toxic, acel diavol care a apărut, da? Lăsați în urmă ce nu vă priește, ce vă ține din evoluție. Berbecuți, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Berbec, iunie 2019. Amestecat, ia uite, conștiință, iar apare conștiință. Și greutate, și greutate. Lăsați în urmă, plecați de la rău spre bine. Pentru că veți fi fericiți în momentul în care luați această decizie. Renunțați la niște relații din alte vieți, relații karmice, da? Berbecuți. Soare, Lună, Venus, Ascendent. Ah, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Berbec. Iunie 2019. Ok. Play frumos, joacă. Ați putea fi voi în momentele voastre bune. Semn de foc, mai mult sau mai puțin. Nebunul, iar, pentru mine cu spita dintre pești și berbec. Nebunaticul, berbec. Când vrea. Nouă de monede, fructificare. Și slowdown. Cavalerul de monede. Slowdown. Unii dintre voi poate aveți de-a face cu un semn de pământ. Că avem 9 de monede și cavalerul de monede. Dar nu e obligatoriu. Nu este obligatoriu. Imediat vă arăt ce aveți aici. Aveți 10 de monede. Înseamnă ce? Abundență înseamnă integrare, înseamnă totalitate, înseamnă conexiune cu cei din jurul vostru. Poate cu partenerul vostru, într-un fel în care n-ați mai făcut-o. Dar unii dintre voi tot încercați, tot mai atârnați de un trecut cu un semn de aer, mai mult sau mai puțin este regele de spade. Sau cu niște principii învechite, nu neapărat că moralitatea nu e bună, dar atârnând de trecut înseamnă că ceva nu v-a prit. Ia uite.
Aveți, aici este, da. Înfloriți în momentul în care lăsați trecutul în spate, că l-ați avut mai devreme, let go, da? Începe să înfloriți în momentul în care lăsați trecutul și nu mai atârnați de acest trecut. Poate unii dintre voi care, da, iar apare past lives, iar apare o relație din trecut, poate dintr-o viață anterioară, care v-a pus pe umeri multe greutăți și a trebuit să vă răzvrătiți împotriva acestor greutăți și să renașteți, a fost provocat să renașteți dintr-o relație toxică. Ăsta e diavolul în acest set de cărți, înseamnă condiționare. Ați fost condiționați în această relație, în familia voastră, să vă purtați într-un anume fel. Da? Dar dacă atârnați de trecut, veți sta în această energie. Dacă vă conectați la lume, la persoana dragă, la niște principii anume, pozitive, evident, aveți șansa să înfloriți. Poate cu un semn de pământ. Aici este regina de monede. Regina de monede este foarte creativă, e frumoasă, e și spirituală. Dar ca să vă conectați la această, chiar avem și 10 de monede și regina de monede, ca să vă conectați la această energie, trebuie să vă schimbați niște principii. Și să vă exprimați adevărul, că asta înseamnă regele de spade, să vă exprimați adevărul. Aveți joacă, aveți nebunul și aveți șansa să creșteți într-o direcție, da? Flowering, ripeness, 10 de monede, noi suntem lumea. Adică, în momentul în care renașteți din aceste relații din viața anterioare, da? În momentul în care începeți să renașteți și nu mai atârnați de condiționări, de trecut, așa, îndrăzniți să o luați de la zero într-o direcție care vă poate face jucăuși. Vă puteți descoperi o latură jucăușă a voastră în cazul în care unii dintre voi ați uitat-o. Dacă nu, prin joacă, prin creativitate, și regina de monede e creativă, da, prin creativitate, într-o atitudine un pic mai aventuroasă, îndrăzniți să o luați, să începeți o nouă aventură, o nouă etapă în viața voastră care va aduce multă abundență. În primul rând, va aduce stabilitate financiară, că e 9 de monede. Poate în septembrie să adunați roadele, primele roade, în această nouă direcție. Poate să fie proiect la locul de muncă, poate să fie o relație, care, da, vine mai încet. Eventual în cazul în care sunteți voi foarte jucăuși, sunteți sfătuiți să o luați un pic mai ușor, pentru că oricum lucrurile se vor dezvolta înspre bine, dar să încetiniți un pic. În cazul în care, începând de la zero după o perioadă neagră, o perioadă cu probleme, o perioadă toxică, aveți așa multă pasiune și e bine să vă temperați. Roadele vor veni prin septembrie. Repet, poate unii aveți de-a face cu un semn de pământ sau o persoană care are aceste calități. E stabilă emoțional, financiar, mai pământeană, nu se aruncă așa cu capul înainte cum fac uneori berbecii, da? Că avem playfulness, avem joacă și avem și nebunul. De fapt, aveți. Din setul acesta de cărți, haideți să vedem ce apare în crucea celtică. Berbec, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Berbec, iunie 2019.
Energia centrală, 2 de monede. Iar semn de pământ, trebuie să vă echilibrați. Și financiar și emoțional. Poate unii lucrați prea mult și mai puțin investiți în latura voastră emoțională, în relația în care sunteți. Poate unii trebuie să alegeți între două persoane. O persoană care vă trage în jos și una care vă crește. Cea care vă crește, cred că e un pic mai în depărtare. Trebuie să vă apropiați voi de ea. Cea care vă trage în jos e un pic în apropiere. Poate chiar aveți o relație cu, că tot am avut relații toxice, da? Și trebuie să renunțați la această greutate. E atât de grea încât vă scapă, vă trage în jos, vedeți? Atârnă această monedă mai greu. Eu știu din ce o fi făcută, din plumb, nu o fi din aur. Sunteți invitați la o transformare. Vă doriți o transformare? Financiară, emoțională, evident. Pentru că orice transformare vă crește spiritual. Avem semnul 8. Transformare. Ce vă blochează? Sau vă provoacă? 9 de monede. Poate să fie cineva născut în semnul fecioarei, mai mult sau mai puțin, o persoană venusiană, poate să fie taur, poate să fie capricorn, e o persoană independentă financiar, care e foarte confortabilă cu independența ei. Are multe reușite, se simte bine ea însăși. Poate pentru unii dintre voi care sunteți singuri, această singurătate, această extraordinar de mare independență e o provocare, pentru că sunteți chemați să vă echilibrați viața. Poate unii dintre voi v-ați obișnuit să fiți singuri și sunteți chemați să intrați într-o relație, să vă mențineți echilibru în momentul în care a doua persoană apare în viața voastră. Pentru alții care încă vă mai echilibrați financiar, provocarea este exact independența financiară. Unii dintre voi nu aveți încă independența financiară. Încă mai țineți de niște bani ai familiei, că tot am avut 10 de monede, da? Și diavolul la locul de muncă sau în legătură cu munca. Munciți pentru cine nu trebuie, unii dintre voi. Munciți pentru cine nu trebuie. Ori pentru o familie, da? Părinți, eu știu ce neamuri, ce relații. Sau poate nici la job, nu e chiar direcția potrivită. Ei, și independența. Asta e provocarea, da? Pentru unii. Am încercat deja două variante. În trecutul îndepărtat. Două de monede. Iar doi, iar doi, iar doi. Trebuie să alegeți. Semn de foc, evident. Dar nu e obligatoriu. Puteți fi voi. În trecut ați fost chemați să alegeți ceva. Dar încă, probabil, n-ați ales bine pentru că încă jonglați două lucruri. Încă vă provoacă această independență. Această persoană independentă. Poate sunteți voi, repet. Poate voi n-ați ajuns la acest punct. Depinde de vârstă, evident. Dar nu ești măcar de vârstă, de situație. Doi de bâte este obligat să-și seteze viața după noi principii. Să vadă viața și lumea cu alți ochi. Eventual să călătorească, pentru că după doi de bâte urmează trei călătorie. Lăsați o relație, o pasiune, că e bâtă. Lăsați o pasiune în urmă și o luați pe cealaltă, care vă provoacă la explorare. Și probabil că în trecut a trebuit să faceți chestia asta. Dar dintr-un motiv încă jonglați, încă jonglați. E lună nouă, încercați să vă resetați acest viitor, să vedeți lumea, viitorul cu alți ochi. Vai, ce frumos, dar de ce este în trecut? Bine, este în trecutul apropiat, asul de cupe, dragoste, dragoste.
dragii mei. Asul de cupe este o dragoste divină, este o dragoste adevărată. Poate să fie semn de apă. Pești, rac, scorpion, nu este obligatoriu. Ați primit, vi s-a oferit dragoste din partea cuiva. Și voi încă jonglați, domnilor și doamnelor. Încă jonglați. Poate v-ați obișnuit unii dintre voi să fiți singuri. Ați avut relații mai puțin sentimentale, da? Și această dragoste ce a venit în ultima vreme în viața voastră, bine, poate fi câteva luni, poate să fie, în fine, vă obligați să alegeți. Bine, eu sper că ați ales dragostea, rămâne de văzut cum se așează cărțile. Dar este o ofertă divină, nu e vorba de persoană în sine. Creatorul a ales persoana, a considerat aptă să vă echilibreze. În momentul în care alegeți, da, din două trebuie să alegeți una, dar nu pe cea grea, pe cea ușoară, pe cea valoroasă, eu te parcă și înspre asul de cupe, pe cea din aur, nu pe cea de plumb, de pământ. Poate aveți de ales între un semn de pământ și un semn de apă. E posibil și asta. Ideea este că în momentul în care alegeți, lăsați una din cele două. În momentul în care alegeți corect, în momentul în care alegeți dragostea, nu munca, nu banul, nu iluziile, nu greutățile, în momentul în care alegeți dragostea, treceți de la 9 la 10, la fericire, la o legătură de lungă durată. Asul de cupe, pentru cei care ați avut multe probleme și v-ați pierdut încrederea și stima față de voi, poate să fie o nouă etapă în viața voastră în care învățați să vă iubiți pe voi înșivă. Și nu doar atât, poate în ultima vreme ați fost chemați să vă exprimați emoțional. Știu că nu ține, dar eu așa simt nevoia să vorbesc. Poate are legătură cu unii dintre voi. Și asta o să vă spun de ce, că a apărut un cavaler de cupe, care și el vrea să se exprime. Vă spun mai târziu. Zece de monede, de bâte. Da, iar căsătorie obositoare, care vă epuizează. Sau dacă nu este căsătorie, este o relație. Poate să fie la job, aveți multe responsabilități, atât de multe încât vă simțiți intoxicați. V-a apărut 8 de monede, da, și diavolul. Vă mințiți pe voi că faceți treabă, dar de fapt nu faceți. Mai rău vă obosiți. Unii dintre voi. Trebuie să mai lăsați o parte din aceste responsabilități, pentru că v-ați pierdut pasiunea, puneți toată energia către aceste bâte și nu mai aveți energie pentru voi. De-aia am spus că poate v-ați pierdut încrederea și dragostea față de voi înșivă. Parcă ar fi un măgar care trage nu știu câte, la nu știu câte juguri sau trage nu știu câte greutăți după el. Ați putea fi voi, ați ales, eu știu, trebuie să alegeți între greu, nu neapărat și ușor, între ceea ce vă aduce satisfacția emoțională, ceea ce vă umple inima și ceea ce vă consumă energia. Poate fi în singur, vă obosiți într-un cuplu, evident că amândoi lucrează. Este posibil și așa ceva. Viitorul apropiat, valetul de spade, comunicare, am vorbit de comunicare, da? Am vorbit de comunicare. Poate să fie cu un semn de aer, dar nu e obligatoriu. Ar trebui să comunicați eventual care sunt problemele voastre. Comunicarea poate vă ajută. Nu întotdeauna ajută comunicarea. Să comunicați emoțiile pe care le simțiți, le-ați simțit în ultima vreme. Ori despre voi, ori în relație cu cineva. E posibil pentru foarte mulți dintre voi această dragoste să fi venit în ultima vreme, să fi venit, să fi revenit, eu știu cum o fi în viața fiecăruia. V-a dat un pic peste cap, v-a dezechilibrat, tocmai pentru că voi v-ați obișnuit să trageți la jug, da. Berbecii pot să ducă multe, da, dacă vor, pentru că sunt ambițioși. Dar până când,
Până când uitați de dragoste și o lăsați în trecut? Nu, ar fi păcat. Asul de spade. Comunicare. Comunicare simplă, fără prea multe ocoliciuri. Poate unii dintre voi trebuie să faceți, vreți să faceți niște investigații în legătură cu cineva. Ori cu această dragoste, ori cu aceste probleme. Cum să le rezolvați? Pentru că acest vale de spade uneori și spionează. Ori sunteți spionați, ori spionați pe cineva. Pentru unii dintre voi. Poate aflați ceva și vă dezechilibrează, dar poate vă echilibrează. Ca să vedem și latura frumoasă a lucrurilor, da? Poate aflați ceva despre această fecioară sau despre nouă de monede. Poate nu e fecioară, poate e taur, că e semn de venusian, da? E varianta 3D a împărătesei. O persoană frumoasă, abundentă. Și aici e provocarea. Sfatul. 5 de cupe. 5 de cupe plânge după un trecut. A fost un trio la un moment dat. Sau poate a fost la un moment dat cu acest, că văd că e în trecut, cu acest as de cupe, vi s-a oferit șansa să începeți o nouă relație, să descoperiți dragostea adevărată, șansa să vă întâlniți cu sufletul pereche și, eu știu, din ce motive nu a mers. Pentru că acum cineva regretă, plânge. În mai, probabil că ați plâns mai mult. Dar fiind sfat, sfatul este să lăsați plânsul, să lăsați trecutul, da? Să nu mai atârnați clinging to the past, să nu mai atârnați de trecut și să vă schimbați privirea către aceste două cupe. Eventual către acest as de cupe. Lăsați responsabilitățile, lăsați relațiile care vă obosesc și alegeți, da? Că ați avut doi de bâte, doi de monede, toate sunt despre alegeri. Și comunicați, domnule, comunicați. Știu că berbecii unor nu prea vor să comunice. La modul general, dar nu despre sufletul lor prea mult. Bine, depinde de harta natală, evident. Deci sfatul este să lăsați lacrimile pentru cei care plângeți, regretați un trecut, pentru că trecutul e trecut. Și să vă concentrați pe aceste două cupe. Există cineva în preajma voastră, mai departe, mai aproape, care vă este sufletul pereche. Poate vă este dor, poate știți cine e această persoană și vă este dor. Da? Semn de apă, semn de apă, nu e obligatoriu să fie semn de apă, evident, dar eu v-am spus. Sunt emoții. Exterior, magicianul. Iar semnul fecioarei sau al gemenilor. Și aici poate să fie provocarea. Da? Dacă e fecioară, cineva manifestă ceva și vă influențează, poate relația cu cineva, poate relația cu cineva o influențează. Dar de ce? De ce? Magicianul, asta e forța exterioară. Nu sunteți voi. Era frumos să fiți voi, dar este exterior. Gemeni sau fecioară? Ar fi putut să fie un alt berbec. Dar cred, cu această fecioară e posibil să fie o fecioară. O fecioară care vrea să manifeste ceva. Are toate instrumentele. Vrea să manifeste ceva. Poate o relație. Poate, pentru unii dintre voi, poate este această persoană care vă obligă la eforturi imense, este un manipulator. Că o fi fecioară,
Că nu o fi fecioară nu e obligatoriu, că evident că nu toate fecioarele sunt manipulatoare. Unele sunt chiar foarte muncitoare. Ideea este că poate o persoană din trecut care vă manipulează într-un hal fără de hal. E acel diavol de la locul de muncă. E acel diavol care vă face să vă păcăliți pe voi înși vă. Și vă obligă într-un fel la eforturi pe care nu, în direcții care nu vă cresc. E posibil și așa. De ce vă este frică de 9 de cupe? Doamne, dar de ce? Iar, voi nu știu ce aveți. De ce să vă fie frică de 9 de cupe? Semn de apă. Mai mult sau mai puțin pești, drac, scorpion. Și iar ați lăsat în trecut acest as, în trecutul recent. De ce să vă fie frică de emoțiile voastre? Este cineva care vă face foarte emoționali și vă face și foarte fericiți și vă este frică. Acest suflet pereche, stați și vă uitați în trecut, la acest manipulator, la aceste responsabilități și nu vedeți acest suflet pereche. Poate unii, evident că nu toată lumea, dar poate unii aveți tendința să beți un pic mai mult. Și vă este frică cumva că nu puteți ieși din acest viciu. E posibil și asta pentru câțiva dintre voi. Dar 9 și cu unui 10. Și cred că unii v-ați obișnuit să trageți prea mult la joc și nu știți să vă bucurați. Nu vă supărați. Puteți să dați dislike-uri, like-uri câte vreți. Dar cred că unora vă este frică de emoțiile voastre. Cineva vă face foarte emoțional. Ce vă doriți? Regele de monede. Vă doriți să fiți stabili. Aici e provocarea. Poate că nu aveți bani suficienți și de-aia nu vreți să intrați într-o relație care vă face fericiți. Tot munciți, munciți, munciți. Da, dar relația se face pas cu pas. Nu înseamnă că dacă acum vă este greu, mai încolo nu vă poate fi ușor. Regele de monede. Iar semn de pământ. Că o fi același semn de pământ. Stabilitate financiară. Autoritate. Într-un domeniu. Și de-aia trageți la locul de muncă, da? 8 de cupe, de monede și diavolul. Vă doriți, poate unii dintre voi, să ajungeți într-o postură mai bună la locul de muncă, să faceți eu știu ce proiect fantastic, da? Despre care să vorbească lumea și munciți, munciți, munciți și uitați să vă mai bucurați de dragoste. Haideți, mai dragii mei, berbecuți, tocmai voi, regele de monede. Pentru unii dintre voi, fiți atenți, pentru unii dintre voi, regele de monede reprezintă și tatăl, învățătorul. Poate există cineva care este un model pentru voi, de autoritate, de stabilitate și vă doriți să fiți ca ei. Poate este un tată care vă inspiră, dar dacă vă inspiră în așa fel încât să renunțați la emoțiile voastre, îmi pare rău. Sincer, nu-i tocmai cel mai bun model. Sunt multe variante de a interpreta. Pentru că și regele de monede muncește foarte mult pentru banii lui. Da? O fi trecut prin nu știu câte etape de genul 10 de băte. Final. 5 de băte. Concurență, concurență, luptă cu vecinii, cu bârfele, cu... Da, 5 și 10. 5 de băte și 10. Dublați efortul. Ca să învingeți concurența, înțelegeți? Tacticile. De-aia trebuie să spionați, poate, că aveți de-a face cu o concurență. Poate sunt lupte interioare, pentru că vă este frică, repet, de emoțiile voastre, lupte interioare. Cavalerul de bâte. Alt semn de foc puteți fi voi. Un conflict. Mergeți mai departe, vă aventurați într-o direcție.
Sau ce faceți? Cavalerul de bâte are energie, are entuziasm. Da, dar 10 de bâte nu prea are. E epuizat. Da? Trebuie să lăsați un pic. Ați vrea să aveți o colaborare posibil? Poate să vă cere scuze față de cineva, semn de apă, sau poate o colaborare cu un semn de apă mai tânăr, mai tânără, valetul de cupe. Și spun asta pentru că aveți și aici valetul de cupe. Cavalerul, pardon. Cavalerul de cupe. Ia uite, semnul peștilor, mai mult sau mai puțin, e o persoană care poate a făcut sacrificii, dar nu mai vrea să facă. Sau poate voi, da, nu mai vreți să faceți sacrificii într-o direcție. Valetul de cupe, un mesaj emoțional către cineva. Vreți o colaborare, vreți să vă aventurați, dar încă aveți conflicte interioare. Nu știu de ce. Ați făcut sacrificii într-o direcție, da? Poate lăsați o parte din responsabilități, vreți să luați această cupă și nu mai amânați, pentru că spânzuratul înseamnă și amânări, stagnare, da? În această poziție nu mai vreți stagnare, vreți să avansați, da, cavalerul de bâte. Ați fost tăcuți în legătură cu cineva, a stat la distanță, în legătură cu un suflet pereche, iar poate fi semn de apă, nu e obligatoriu, dar e posibil acest as de cupe, da? Să fie acest suflet pereche care a venit, v-a oferit dragostea, dar l-ați lăsat un pic în urmă. Nu știu de ce. Ce avem mai aici? 6 de spade. Vreți să mergeți? Să lăsați în urmă apele tulburi și să mergeți către ape line, către sufletul vostru pereche. Unii dintre voi. Poate să fie o colaborare la locul de muncă. A fost o situație în care, un moment în care nu ați discutat, nu ați comunicat, ați stat la distanță. Și asta pentru că relația n-a fost echilibrată. Unul dintre voi a trebuit să se vindece de un trecut, da? 3 de spade, iar 3 de cupe. De un trecut. Poate unul a fost bolnavi. Sau poate unul, acesta împăratul, semnul berbecului sau al taurului. Sau poate cineva a ținut foarte, foarte mult la ideile lui, iar 4 de monede, a ținut la ideile lui fixe și a fost provocat să se transforme. Poate aveți o relație, ați comunicat cu cineva, cu planete în semnul scorpionului și această comunicare, această întâlnire va invita la transformare. Acum că voi ați acceptat-o sau nu ați acceptat-o, rămâne de văzut, voi știți. Da. Asta e, berbecii uneori sunt foarte încăpățânați. Poate a trebuit să vă vindecați de niște șabloane, de niște dureri din trecut și să vă reechilibrați și financiar și emoțional și să învățați ce înseamnă relația, că asta e casa 7-a, balanței, da? Pentru voi. Echilibru. O relație în care cineva a fost lăsat de izbeliște. Și acum vreți să mergeți mai departe, înțelegeți? Ia uite judecata. Ah, judecata, o nouă șansă, vreți să reînviați la în dragoste. Vreți să reînviați o relație pe care ați ținut-o la distanță. Poate vreți să dați, să oferiți un mesaj de împăcare, de colaborare cu cineva. Ați vrea. Sau poate ei vor cu voi. Există această dorință. Există această energie, dorința de împăcare cu cineva. Dar prea mult vă gândiți la stabilitatea voastră financiară pentru că nu puteți separa emoțiile de pasiune, de monede, de tot, da? Că altfel vă ia altcineva înainte, că ați avut magicianul. Cine sub 18 ani vă rog să schimbați canalul, vă uitați la desene animate. Acum începe o etalare cu cărți
Să de cărți intim. A vrut să sară acest cavaler de monede, de, scuzați-mă, de cupe. Clar că voi v-ați dori comunicare, v-a apărut și valetul de spade, da? Poate să comunicați despre emoțiile voastre, că ați avut asul de cupe pentru că ați avut 9 de cupe în poziția fricilor, dar, după cum vedeți, și acest om e tare, tare supărat că nu poate să se exprime, nu știu de ce. Își dorește să vorbească despre ce simte, despre ce își dorește, da? Ce visează. E lună, sunt vise. Intuitive. Știți că aveți un suflet pereche cu care sunteți conectat, că v-a apărut doi de cupe, da? Dar nu sunteți lângă această persoană și vreți să comunicați și... Nu vă este comunicarea. Pentru că v-ați obișnuit poate prea mult cu un limbaj de lemn profesionist, profesional, de care o fi el. Că avem regele de monede care lucrează, da? Avem 10 de băte care e epuizat de prea multe responsabilități și nu mai știți să vă exprimați emoțiile. Vă este teamă. Berbecuț, soare, lună, Venus, ascendent în berbec. Iunie 2019. Soare, lună, Venus, ascendent în berbec, iunie 2019. Ce vă doriți voi? Ce își doresc ei, persoana de care sunteți interesată? Că e partener de lungă durată, că e partener descoperit de curând, voi știți. Sau pe care vi... De ce vă este frică? De ce le este frică lor? O persoană la care visați, eu știu. Toată lumea visează. Uhuhu! Ce vă doriți? Ha. Acesta este regele de monede. Vi l-ați dorit și mai devreme în crucea celtică. Acolo părea mai orientat către bani, către carieră, dar văd că și în planul intim, în relația voastră intimă, o doriți să fiți, să dominați unii dintre voi. În sensul frumos, pasional, vă doriți să vă exprimați, că tot a vorbit de exprimare, dar voi vă exprimați mai mult pasional, mai puțin emoțional, poate. E o persoană așa mai sensibilă, mai delicată, mai pudică, care vă va prinde într-un fel mai special. Are un soi de puritate care vă place, da? E un porumbel aici. Vă doriți să... Să fiți admirat. Ce își doresc ei? Iar apare diavolul, că o fi la locul de muncă, aventură, legătură, ce-o fi acolo, că nu o fi la locul de muncă. Cred că ei sunt obsedați într-un fel de voi. Puteți să inversați locurile, pozițiile. Ce e diavolul? E jumate om, jumate animăluț, da? Capricornul, mai mult sau mai puțin. Foarte instinctual, foarte instinctual și merge foarte departe, da? Știm Saturnalii, da? Petrecerile, orgiile care se făceau în numele lui Saturn. Sunt foarte virili sau foarte dornici, dacă e o doamnă, domnișoară, foarte dornică, obsedată oarecum de voi. Dar, într-un fel, vi doriți. Poate voi sunteți cei timizi, că tot vă este greu să vă exprimați și vă intimidează cu pasiunea asta și cu sexualitatea pe care o simțiți dinspre ei venind. O energie care vă aprind și vă înfioară pe unii dintre voi, da? În cazul în care nu sunteți voi acest rege, poate sunteți aici, deși berbeci în general nu sunt rușinoși, da? Eu știu, se mai poate întâmpla. De ce vă este frică? Regina de monede.
Iar semn de pământ, mai mult sau mai puțin, dacă nu-i semn de pământ, e o persoană creativă, frumoasă, stabilă. O vedeți ca pe o regină. Poate că o și adorați. Dar în cazul în care voi sunteți persoana aceasta mai timidă, cred că vei se teamă că această dragoste vă pune un pic, vă coboară în cazul în care sunteți regele, dar vă coboară undeva într-o postură nu neapărat umilitoare, într-o postură de adorator. Nu mai sunteți voi cel adorat, sunteți voi adoratorul și vă este teamă un pic. Înțelegeți? Pentru cei care sunteți mai pudici, poate vă este teamă că această persoană are o valoare, are ceva atât de special încât voi nu sunteți suficienți de merituoși. Să vă mulțumiți doar cu gesturi mici, da? Să stați undeva jos, la picioarele acestei persoane pe care o adorați. De ce le este frică lor? Cavalerul de băte, de monede, iar un cavaler de monede vine încet. Cavalerul de monede oferă ce? O lămâie verde. Deci, doamna, domnișoara, primitorul, trebuie să aibă răbdare până se coace lămâia. Bine, lămâia are vitamina C, e sănătoasă. Chiar dacă poate, la început, e mai acră. Ideea este că e sănătoasă. Le este frică că veniți prea încet în viața lor. Că această dragoste, această pasiune nu poate fi stabilă sau veniți prea încet în viața lor. Prea încet. Iar asul de spade, de spade, comunicare. Unul dintre voi este foarte îndrăgostit, deși e posibil că amândoi să fiți îndrăgostiți. Atât de îndrăgostit, mai degrabă partea masculină, încât ar accepta orice din partea femeii. Dar pe de altă parte există și o teamă. Teamă de adevăr. Și care e adevărul? Această dragoste creează dependență. Da? Avem diavolul care creează obsesii, dependență și avem și sfori. Pe de altă parte avem, da? Și obiecte ascuțite. Vă și doare că sunteți la distanță, probabil, că lucrurile avansează greu. Vă doare. Dar unul dintre voi este foarte îndrăgostit. Posibil mai îndrăgostit decât celălalt. 6 de băte. Preferați să admirați de la distanță sau ei pe voi sau voi pe ei. Până lucrurile încep să... devine stabile. Că avem un rege de monede care vrea stabilitate. Că e rege, că e regină, nu contează, da? Până atunci, unii dintre voi sunteți mulțumiți să spionați, că am văzut, da, valetul de spade, să urmăriți persoana. Eventual, poate v-ați mulțumi chiar și cu mai puțin, până lucrurile avansează mai departe, înțelegeți? Așa cum face și acest domn, se mulțumește doar să-i sărute picioarele, să o mângâie picioare, în timp ce ea se satisface cu vise obsedante. Obsedante. E o legătură profundă. E o legătură foarte intensă între voi doi. Dar din niște motive, unul, ea este teamă, eu așa văd, este jenă, nu știu de ce eu fi jenă. Deși, v-ați dori să dominați. Spade la înger, berbec, soare. Luna, Venus, ascendent în berbec. Uf. Sfat. I love you! Ce frumos!
aveți încredere, vă este frică de acest nouă de cupe. Este frică de nouă de cupe de dragoste, să spuneți cuiva că-l iubiți sau să vă este teamă ca cineva, cumva, aveți încredere. Of, că dacă mergeți mai departe se ajunge la dragoste. Of, 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 demonstrați dragoste, aveți milă față de voi înșivă, da? Practicați compasiune. Ce înseamnă? Compasiune față de voi, nu doar muncă. Și dragoste. Demonstrați dragoste. Înapoi la ceea ce vă face, înapoi la ceea ce iubiți. Dați-vă șansa la dragoste. Of, ce frumos! Cred că ar fi cea mai frumoasă carte. Da? I love you, I love you, I love you, Eris. Vă iubesc, dragii mei berbeci. Sper că vă iubiți și voi pe voi și sper că aveți parte de această dragoste îndrăzniți. Sper să rezoneze cu unii dintre voi măcar o parte din mesaje, că deja sunt vreo 3 sau 4 etalări într-o singură prezentare. Dragoste, pace, creștere spirituală și pe curând vă pup numai bine!